poliția la apartament. Nu e ok. L-au prins cu benzină, au vrut să mai dă foc și l-au prins poliția, au făcut dosar, l-au vrut aparez. Acum a dat-o foc, au ajuns o dată foc. Tot nu-i face, nu-i facă foc. De ce nu se iau la poliția, am văzut, poliția a stat de la lege? Nu se face de dată, Lecița. O să o rup de bani, de ce? Nu-i prima mașină care s-a dat. Mi-a dat foc, am mai dat foc încă un șara. Dar stați așa, ca să ne luăm cu... Cine este? Haideți. Au orice bobe pe eu. Acum 3-4 zile am mai venit să dea foc o dată mașina și a venit poliția și l-au prins. Cu benzină în mașină. L-au dus la poliție, au făcut dosar penal, l-au băgat pe arest. L-au dat drumul de pe arest și acum au ajuns să dau mașina din nou foc. Poliția nu face, nu face dreptate. Și are 100 de dosari, iar. Dar vezi ceva de împățit? Da, am fost acum câțiva ani pe nevasta, am luat-o. Răzbune sau ceva? Da, vrea să răzbune, da. Atât. Ce acum? Păi nu, caută poliția, nu găsește. Plecat. Are dosare, are conducere fără permis de dori. Are o grămadă dosare, nu bagă la pușcărie. Are 4 ani de suspendare, nu face dreptate. Judecătorul totul de afară. Că schimbă că bagă în pușcărie. Acum 3 ani mi-a dat foc o mașină aici la noi. La acum 3 ani, nu i-a făcut nimic. Are 3 ani de suspendare. A intrat peste om în casă, l-a bătut, l-a trălărit, l-a luat bani și a dat 3 ani de suspendare. Droghează și bea. Bea, droghează. Asta e. Nu. Nu, băcelețului. Băcelețului. Nimeni nu-i fost, nici dragostea nu-i oprită. Alege persoana pe cine vrea. Nu-i obligat să stă cu un om drogat, cu un om beat. Nu-i obligat să stă nimeni. Vrea muiere pe forță, are altă familie cu ea. El a fost însurat, nu a fost cu... L-au luat copilul meu, nu a luat la el, a fost însurat. Bea, droghează, poliția îl bagă, îl face, că le, poate le nu știu. El e drogat, umblă cu droguri, drogat. Tot timpul a prins poliția, bea și drogat, fără permis, l-au luat. L-au dat drumul de două zile, una după altă, l-au prins fără permis și băut și cu permisul suspendare atâta ani. Și tot nu bagă și scoate, și cu 3 ani de suspendare. Vă rog frumos în București să ia legătură cu poliția din Reșița. Mulțumesc. Reșița nu ia măsuri. Sunt tata lui, da. Mulțumesc. Da. Nu face dreptate poliția. Să vadă București, nu face. Scorupți de bani. De ce scorupți aici în Reșița? Nici judecătorul nu face față. Nu ce face cu el? Vrea poliția, să, nu face vrea poliția. Să procurorul. Ce procurorul. Nu e poliția de vină de la noi. Că poliția face. Face actele, poliția duce. Procuratura, te rog frumos, procurorul, care vrea în cazul ăștia, cu 3 ani de suspendare, dă bea fără permis cu benzină prins în faptă și nu dă nimic și dă... Are supraveghere 4 ani, la o mică mișcare trebuia ridicat, revocat dosarul, nu face dreptate și nimeni. Și nu face, procurorul, ce cu procurorul? Ne-am dus să dau o palmă, mă bagă la pușcărie ce pe cu procurorul care îl achetează? Ce vrea să-l omor, să mă duc eu la pușcărie? Mă rog frumos, acum 3 zile să ia, acum, din data de 25, să ia măsuri procurorul care l-a închetat. De ce l-au dat drumul cu benzină cu fapte în mână? Deci când a dat foc la cealaltă mașină? Acum 3 ani. Și au spus că n-are dovezi. Același incendiu, aceeași roată, aceeași parte. Da. Același incendiu au făcut. Pe cu că, benzină pe roată. Pe că procurorii dă drumul, că le dă oamenii care vinde droguri și are bine cu procurorii. Da, din aia. Da, din cauza aia e de drumul. Deci îl ia, îl duce, poliția face actele, îl bagă pe arest. Când îl duce la tribunal, procurorii dă drumul pentru că îi dă oameni care vin de droguri. Ce nu face eu lucru? Nu face nimic, vă spune un singur lucru. La mine, alaltă seara, când am venit de la mor de aici, în curte am găsit un băiat de vreo 13 ani. Și încă doi de vreo 7-8 ani, 10 ani. Ori fost în ăștia direct. S-a orientat să-mi pune motorița. Am mai purat-o de două ori. Tot de aici la Muncitoresc. Da, care e ea. Se le-a fost să-ți acopii copilul ea. Da. Da. Toată ziua sunt pe stradă, fură, ia biciclete, le vinde și face diferite lucruri murdare. Pe când acasă la mine orientat era în jurul 12-1. M-am dus să-mi iau pulover să pun pe mine. Că e răcoare noaptea. Și când mă văd sumasă, bă, ce faci aici? Păi am venit să iau minge. Ce minge? Păi noaptea la ora 1...
în mingea. Să ia măsuri poliți, să te București și să ia legătura cu poliția din Reșița, nu cu poliția, cu procuratura din Reșița, că poliția face actele, face lucrurile poliția. Parchetul nu face legea cum trebuie, cu suspendare, pentru ce? Nu e așa, nu ceva în regulă. La atâta dosare ce-au făcut băiatul ăsta un drogat, că și toată lumea și poliția. Nu merge la poliție să te bat ce merită omul. Nu fac datoria, poliția nu face datoria. Achim Caius, nu? Eu n-am mai văzut ce-i poliție. Da, acum trei ani tot mai au fost, tot treaba asta ne-au fost. Dar a dat foc pe stradă iar în mașina și n-au luat seama, domnul, l-au băgat, că n-are dovezi. Păi ce mai dovezi care i-a amenințat și știm? Și acum poliția l-a prins cu fapte, acum 3-4 zile, l-a prins cu benzină în mână, în mașină, m-a auzit să dă foc mașina. Noi am sunat că ne-a spus cineva că a luat benzină, să dă foc mașină și am sunat la poliție, au venit poliția, am spus că domnul la care să-l cunoaște, nu trebuie să ne dă foc la mașină. Dar au căutat poliția și-a prins benzina la el în mașină și nu i-a făcut nimic. Chiar după 3 zile, o dădea foc. Mai aici, acum 2 zile, au murit cineva, au mătus de la noastră și eram aici. Eram la priveghi, au fac și nu a putut să dă. Și eu acum ies, am mormântat și după mormântare am prins momentul. Asta e, mă dădea foc mai devreme. Poliția e umbră să vadă cine construiește, nu cine să bată sau pură. Nu interesează lucrul. Mulțumesc. Pun echipajul aici la pază. Păi trebuie să pune, că e datoritea lor, e obligat să pune așa ceva. Acum 3-4 zile, când au murit mătușă, mi-au venit aici și ne-au amenințat. Cu benzină în mașină și l-au prins poliția, am sunat la poliție. Au sunat la poliție? Nu au făcut nimic, l-au băgat pe ales, l-au dus la procuror, l-au dat drumul. Nu la ales, l-au dus la nebunii acolo, că i-au făcut injecție de noi și atât. Nu face dreptate nimeni aici în Reșița asta. Procurorii îi dă vină, să pune echipaj de poliție aici să stea să păzească. Dacă era poliția aici, patrula nu dădea foc. Și au zis că dă foc casa. Au zis că dă foc casa. Vrea să dea foc și casa acum. Sau la pază, să trimite echipaj de poliție, să pune poliția aici, la pază. Și casa aia altă care am jos la Miștoresc, și aia vrea să o dea foc. A fost să o dea și pe aia foc. Da, am tot, nu-i greu. Da. După 5 ore veniți.
Vreți să plecați?